Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă întâlnire. Astăzi doresc să vorbesc despre o carte dedicată vieții și operei lui Petre Țuțea, dar nu râdeți, Petre Țuțea chiar a avut și operă, semnată de Radu Sorescu. Acesta este volumul, destul de gros, frumos. Cartea a fost inițial o lucrare de doctorat. Și Radu Sorescu a încercat cumva, recunosc că este foarte greu să încerci o astfel de lucrare, a încercat să adune tot ceea ce a risipit Petre Țuțea în viața sa literară și politică și chiar economică, pentru că multă lume nu știe că, de fapt, Petre Țuțea este un absolvent al unei facultăți economice, nu unei facultăți de litere, așa cum probabil s-ar fi așteptat mulți. În cuvântul înainte, semnat de Eugen Simion și datat 9 august 2019, acesta spune că Petre Țuțea este un personaj misterios al lumii culturale românești și că este un filozof socratic, singurul geniu, spunea Cioran, care l-a cunoscut, singurul geniu pe care Cioran l-ar fi cunoscut. Tot domnul profesor Simion spune, între altele, cartea lui Radu Sorescu are, între altele, meritul de a readuce în discuție această controversată personalitate care a trecut prin mai toate ororile secolului său și a sfârșit ca un pedagog mistic plin de vervă și de contrarietăți. Așa este. Petre Țuțea și-a făcut un nume din a fi contra, din a fi un foarte bun polemist, iar în ultimul timp al vieții sale, adică imediat după 1989, de a fi foarte mistic în afirmații. Haideți să vedem puțin câteva din lucrurile pe care această carte le relevă, Radu Sorescu în special, prin cercetările dumnealui. Iată ce spune. Cu toate acestea, Țuțea va practica și la bătrânețe un naționalism constructiv, eliberat de excese. Adept al unui conservatorism luminat, el acceptă cu înțelepciunea senectuții dreptul popoarelor de a-și regăsi propriile vocații istorice. Am fost acuzați noi ăștia de dreapta că exagerăm puterea națiunii. Toate popoarele fac așa. Nemții se consideră buricul pământului. Românismul a însemnat pentru generația noastră să fim noi înșine. Că a fi la stânga înseamnă a fi în pom, fiecare popor vrea să fie el însuși. Și am vrut și noi ăștia de dreapta să fim români. Sunt român și ca român mă socot buricul pământului. Că dacă n-aș fi român, n-aș fi nimic. Nu mă pot imagina englez, francez, german. Adică nu pot extrapola substanța spiritului meu la al neam. Sunt român prin vocație. Tot ce gândesc devine românesc. Dacă există o știință a națiunii, eu sunt de meserie român. Asta spunea Țuțea, asta a găsit autorul nostru consemnat de către Țuțea și mi se pare un citat foarte bun. L-am extras de la pagina 23. Există o întreagă poveste despre articolele pe care Țuțea le-a semnat în perioada interbelică. E adevărat, inițial Petre Țuțea a fost apropiat de național-țărănism, de fapt mai mult de Partidul Național, care apoi, unindu-se cu Partidul Național Țărănesc, a devenit și Țuțea național-țărănist, dar era național din Transilvania. După aceea a făcut o scurtă divagație Țuțea spre stânga, în Partidul Comunist, scriind la o publicație comunistă, pentru ca apoi să treacă la Garda de Fier și să publice în cuvântul tot felul de articole pro-legionare. Multe din ele le-am citit, e adevărat, multe din ele nu erau chiar pro-legionare din punct de vedere al doctrinei politice, ci erau mai mult articole economice de susținere a dreptei politice și a sistemului economic pe care legionarii doreau să-l creeze. Deci totuși e o nuanță, n-a fost chiar așa, cum să spun eu, un mare, mare disperat.
după Codreanu, cu toate că îl admira și l-a admirat până la bătrânețe. Ia uitați ce zice. Articolele lui Petre Țuțea din Cuvântul, zice autorul nostru, apărute până în 1940, vor fi inserate numai în pagina economică, într-o rubrică specială intitulată Ieftinirea vieții. În unele studii și referințe întâlnim însă mențiunea greșită conform căreia la rubrica la care colabora publicistul nostru, în gazeta amintită, s-ar fi intitulat rubrica Prețul vieții. Corectăm această eroare după o îndelungată cercetare a colecției Ziarul Cuvântul. M-am uitat și eu, are dreptate autorul, așa este cum zice el. Și dă de exemplu aici un citat de exemplu din Metamorfozele economice ale lui Petre Țuțea, care spune că prosperitatea individuală depinde în mod nemijlocit de prosperitatea și puterea statului, cât se înțeleg că o armată puternică reprezintă o valoare economică colosală, armele decid distribuția bogățiilor planetare și o îmbogățire generală este posibilă numai înăuntru unui stat național puternic. De fapt, este vorba în spate de aceste idei pe care le aveau fascismul și național-socialismul, bazate pe corporatismul de stat, pe comenzi de stat îndreptate către întreprinderi private, astfel încât să ajute întreprinderile private într-o simbioză cu statul să se dezvolte. Acesta era corporatismul economic care a cunoscut o foarte mare dezvoltare, în special în timpul lui Mussolini, și a fost preluat apoi de către germani. Toate aceste afirmații le găsim la pagina 47 a cărții despre Țuțea. Nu trebuie uitat că Țuțea a avut o continuă, să zic așa, gâlceavă cu mari filozofi ai lumii, considerând că își poate pune își poate impune o părere. În fapt, el de fiecare dată și în literatura pe care a scris-o și în cărțile de filozofie, nu a căutat să vină cu idei originale, pentru că spunea că ideea originală e foarte greu de găsit, îți trebuie foarte multă practică, îți trebuie foarte multă cultură pentru a ajunge la ea. Dar, folosind ideile deja existente, a încercat să dea o direcție, să argumenteze niște fapte, să creeze o tematică de dezbatere. Aici este marea arta lui Țuțea, cum reușea să se plimbe printre toate aceste informații pentru a-și construi ceea ce dorea el să exprime. Ia uitați ce spune despre intuiție. Aici mi-a atras puțin atenția pentru că este foarte interesant. Intuiția, cum se știe, este o altă formă a cunoașterii autonome. În fond, ea reprezintă tot o iluzie dialectică, fiindcă, dacă o admitem, ea aparține lui Dumnezeu. Ca formă pură, este imposibilă. Ea făcând parte din iluziile care alimentează orgoliul omului. Este partea care concepe lumea completudinar prin detașare, ignorând faptul că face parte din ea. Câteodată Țuțea ne surprinde. Ce mai era aici, iar interesant, mai găsisem la pagina 151 niște concluzii. Radu Sorescu scrie foarte bine această carte, în sensul că o citești ușor, o citești captivat de informația de acolo. Informațiile nu sunt greoare, sunt strecurate, sunt date foarte bine. De-aia cred că și academicianul Eugen Simion a acceptat să facă prefața acestei cărți, nu pentru că îl cunoștea pe autor, ci pentru că după ce a citit cartea și-a dat seama de valoarea acestei cărți. Și iată ce zice la concluzii Radu Sorescu despre Petre Țuțea, în pagina 151, capitolul 9, intitulat chiar concluzii. Putem spune că Țuțea este singurul gânditor român care, de-a lungul a 6 decenii, a împărtășit pe rând aproape toate ideologiile politice. Mai întâi național-țărănist, apoi marxist-leninist, pentru ca în anii 90 să cocheteze cu liberalismul. Țuțea se poate lăuda cu atâtea performanțe politice. Singura doctrină ce îi displace va fi firește social-democrația, după propria expresie aceasta fiind lapte bătut al comunismului. Țuțea se observă, nu va accepta jumătăți de măsură, soluțiile radicale îl cuceresc, de aceea pentru el ideile ecologiste par o găselniță occidentală, fără audiență în răsăritul ortodox. În ce privește opera lui Petre Țuțea, părerile exegeților sunt împărțite. Unii, Gabriel Liceanu, Zigu Ornea, contestă ideea conform căreia gânditorul ar avea o operă. Ei își argumentează afirmațiile făcând apel, de cele mai multe ori, la un reducționism direcționat spre teza oralității și a lipsei de originalitate în anumite scrieri.
Opera însă există. Îl combate pe Zigornea, care spune că tratatul dezvoltat de Țuțea nu ar fi un tratat și că, din punct de vedere estetic, nu se ridică la nivelul unei cărți și că acest tratat mai mult i-a făcut rău lui Țuțea apărând. Și argumentația lui Radu Sorescu este însă foarte bună și mie îmi place. Hai, ascultați-o aici. Firește, criteriul estetic este foarte important într-o judecată de valoare. Aceasta nu reprezintă însă un reper suficient într-un demers critic. Există, desigur, multe alte elemente ce structurează arhitectura valorii. Contestatarii lui Țuțea uită voit să pomenească astfel de criterii. Ei reproșează, de pildă, lipsa de originalitate, resimțită în unele lucrări. Aceștia ignoră însă în mod tacit celebra sa mărturisire, care vizează inutilitatea oricărui demers inedit și pornește din Heidegger aici. În filozofie, ca și în lucrări cu caracter teologic, gânditorul nu caută cu orice preț originalitatea. Conștient că marile adevăruri sunt rodul revelației, el va căuta mai degrabă să înțeleagă sensul cunoașterii decât să-și argumenteze afirmațiile. Încercând să-și măsturisească crezurile ontologice, Țuțea fuge de suferința sistemului filozofic. Liber în spațiul ideilor, scriitorul se poate ocupa astfel de orice temă, fără ca vreuna din ele să-i confiște neliniștea căutărilor. La final, volumul conține și câteva însemnări cu scrisul lui Petre Țuțea. Foarte interesant de văzut cum arăta acesta. Iată una din însemnări. Mai am încă una aici. Da, deci un scris foarte, foarte organizat, iar la un moment dat foarte, foarte dezorganizat. Nici nu știi ce să creezi despre modul lui de a scrie. Aceste documente apar în anexe. Și ce mai face autorul? Iar acest lucru cred că a fost foarte greu de realizat. Face o bibliografie selectivă, adică edițiile cărților unde publicate de Petre Țuțea, unele din ele extrem, extrem de rare, mai ales acelea din Interbelic. Dar noroc a fost că au fost retipărite, mai ales în anii 91, 92, 93. Face o selecție a referințelor critice, câteva pagini, publică articole, studii și referințe critice despre viața lui Petre Țuțea, despre publicistul și opinii și atitudini, despre gândirea religioasă, despre ispita filozofică pe care o numerește foarte interesant, fuga de sistem. Așa, despre tentația literară și zice eșecul dramatic al lui, că a făcut niște opere de teatru care nu o să cine știe ce, despre vocația estetică, despre aspecte polemice ale generației. Cartea este foarte interesantă pentru că vine să contureze imaginea unui om care s-a remarcat mai ales prin oralitate, prin priza sa la public, prin întorsătura frazei, prin punctele de vedere originale. De aceea vă rog să nu o ratați, pentru că se citește ușor, se citește rapid, e foarte interesantă. De altfel a fost distribuită și cu Jurnalul Național. Cartea Radu Sorescu, Petre Țuțea, Viața și Opera, editura Hoffmann, din Caracal. Acesta e volumul. Vreau să mulțumesc și editurii pentru că mi-a pus la dispoziție acest volum și o să las și un link pentru cei care sunt interesați să cumpere cartea. Și de asemenea vă invit să citiți, pentru că astfel puteți descoperi lucruri noi. Vă doresc o zi bună. Nu uitați să citiți!